Tinerii aceștia sunt minunați. A venit cu drag aici și m-am tot gândit bine. Am stat pe acolo, pe sus, m-am uitat. Oamenii vorbeau. Vorbeau multe, interesant. Vreau să vă spun un lucru, că nu putem vorbi despre ceva dacă nu împlinim. Întâi trebuie să împlinim și apoi să vorbim. În cazul meu, trebuie să horesc, cum se zice în țara Lăpușului, și după ce horesc, pot și vorbi. În ziua de astăzi, mulți vorbesc și nu împlinesc. Hai să împlinim cântecul. Și dai numai. Rămășa, dar alele să nu le trag. Hai, dar știu că n-am trebuie scrisoare, dai, da, do, da, inima să nu mă doaie, dai, dai du-i lumuța și dai n-amăi. Am pomenit cuvântul inimă, am pomenit cuvântul durere, supărare. Vreau să vă spun un lucru și să vă explic și să vedeți dacă vă regăsiți în comentariile acestea mele din seara aceasta. De ce horește omul? Horește, pentru cei care nu știu, horește este în locul cântecului, adică în Maramureș oamenii zic horire, a hori, în bihor, din grecescul horos. Horire. M-am dus în Lăpușul Românesc, în afara vetrei satului, și am întrebat pe Lelea Lucrețe, Lele Lucrețe, dumneacea, de ce horești? Că-s lipsită. Dumneata, de ce horești, Lele Dotie? E supărare.
Da, dumneata, Lele Aurică, de ce horești? Zice, eu horesc de osteneala bătrânilor. Când horește omul? Înainte de răsăritul soarelui, pentru a avea putere asupra zilei și nu ziua asupra lui. Nu horește ziua pe-amiază-ți. Horește noaptea. Ce este horitul? Sunt câteva versuri în Maramureș și spun așa. Am noroc că știu cânta, că mă stâmpăr inima. Horile-s de stâmpărare la omul cu supărare, adică mă stâmpăr. Pentru cine cânt când mă stâmpăr? Pentru mine. Hoarea trebuie să fie în mine, cântecul trebuie să fie în mine. Dumneavoastră v-ați întrebat vreodată, mă, oare pe mine? Nu m-a părăsit cântecul? Oare nu sunt eu în afara cântecului? Oare cântecul este în mine? În ultima vreme, de 20 de ani poate, oamenii nu mai au răbdare și au pierdut răbdarea. Muzica te face să ai răbdare. Oamenii nu au ritm. De ce? Pentru că nu sunt legănați. Nu sunt legănați. Trăiesc altfel. Este bine să ne raportăm la o lume trecută? Da, mă raportez la un trecut, dar printr-un trecut îndepărtat nu putem evoca, prin evocarea trecutului îndepărtat, nu putem trăi în prezent. Eu dacă n-aș muri, eu dacă n-aș cânta, eu cred că aș muri. În fiecare seară, cu capul pe pernă, am grijă de glas. Că atunci, când tata a umblat după mama, s-o iei de femeie, eu zis așa, dau ar Dumnezeu pe lume să aflu o femeie, să horească și să-mi fac un copil să poată hori. Și tata umbla la vânătoare, muntele Șatra, și auzit-o pe mama horind la vacile satului. Și a zis, ei, dau ar bunul Dumnezeu să o am eu pe femeia asta de nevastă. Și-a luat-o pe mama de nevastă și m-a făcut pe mine. Știți ce-a zis mama câtă mine? Mă, Grigoriu, nu ți-am dat multe pe lume, mă. De-o ți-am dat glasul meu, mă, că eu atât am avut pe lumea asta, mă, glasul. Și l-am dat ție. Ce înseamnă asta? Dacă mama mi-a dat glasul mie, e nu mai horește. Că-i darul ei. Auzim în fiecare zi, de ce horești? Zice, așa hori mama. Nu. Dacă mama îți dă glasul, înseamnă că ți-o dă dar. Iam, atât am avut să-ți dau și îți dau ție glasul ăsta să-l duci. În ziua de astăzi, sunt puțini oameni care au glas, au darul acesta de la mamă și umblă să-și facă glas, să-și facă voce și să duc până la conservatorul Santa Cecilia de la Roma, umblă până toată lumea, nu mai știi cum. Nu pot stâmpăra cu vocea lor, trebuie să-i fie născut. Și atunci și cântăreți în ziua de astăzi ar fi puțini. N-ar fi atâția. În seara asta am fost pregătit să vă cânt numai hore. Că numai hore știu eu. Alții se laudă că au 300 de hori, 1500, 800 de hori. Atâtea hori nu există nicăieri, e o singură hore pe lume. Și horea asta o umbla peste tot. Unde au apărut, eu nu știu. O venit așa,
Cum îți vine vorba după ce te naști să vorovești? Trebuie să moștenești asta. Dacă nu moștenești, trebuie să te reprofilezi. Să te reprofilezi. Așa că o singură Hore vă spun că știu pe lume. Da, dar Hore asta are și pui, așa spun eu. 3 pui, 4 pui, îmi poate avea o Hore 1500 de pui. Așa. V-am horit o Hore, zice, din inimă, zice, o cânt Horea cu inima. Și Horea asta vorbește de dor. Este un țăran în Runcu Salve, îl cheamă Vasile Dâncu. Zic, bă, de Vasile, mă, de ce nu interesează oamenii să vie pe aici, pe dealul ăsta, să umble pe cărți? Zice, cărările, drumurile noastre și horele nu trebuie la nimeni. Dorul, nostalgia, aleanul, nu. Știi cât îți zic eu de bucuros că nu trebuie la nimeni lucrurile astea? Îți tare bucuros. Să mai ascultăm o dată Horea. Și dai numă. Hei, că nu știu, mândrule, de știi, da, ai, da. Hai, că l-au noi nopci. Hai, că nu ne voiesc, părinți, dai, da. Hai, că lumuță și dai numă. Pușcați așa în deci de toți cu dreapta. Și țineți ritm, nu grăbiți. Hai, că dintr-un leu nu poți fa doi, dai, da. Hai, că la voltă-num și noi. Parcă ar semăna așa cu un ces. Hai, că nici din doi nu poți sfa tri, da, ai, da. Hai, că la un lau. Și să vă aud. Ia auziți. Hai, că nu ne voiesc, părinți, dai, da. Că tu e lumuță și dai nu. Plec, dar nu opriți până nu o dispar, bateți asta. Stai că vă mai spun ceva. Aveau tinerii ăștia aici, zic, bă, cât mai trebuie să aștept? Aveau un covrigel. Stați, că să vă spun povestea asta, suntem înainte de postul Crăciunului.
Când ne ducem, văd așa pe la universitate, bă, că se duc și eu cu o vrijă aceea, bă, voi știți ce mâncați? Vă întreb și pe dumneavoastră, știți? Mâncați șarpele încolăcit. Uitați-vă mai atent bine la covrigul acela. Când ne ducem la corindat, primim în dar un colăcel. Știți ce simbolizează colacul? Ne rotim de jur împrejur, ne ducem pe un drum și tot pe același drum venim înapoi. Și pe bota aceea unde se pun colacii aceștia, nu este altceva decât răul încătușat, adică lumina, în cazul nostru, Iisus Hristos. Când se pune colacul pe masă, este colacul anului, în Marea Mureș, are denumire specială, zice... îi pâinea anului, colacul anului și îi pus pe masă. Când vă duceți așa, astăzi nu mai vedeți, astăzi să vă dă alte lucruri. Dar încetul cu încetul, tinerii o să-și dea seama. Eu am o încredere în tineri, cum nu vă puteți imagina. Eu, de fapt, de amun colo vreau să mă adresez tinerilor. Că până la 50 de ani, știi, ai mentor, dar de la 50 de ani trebuie să te uiți în stânga și în dreapta să vezi dacă ce faci tu, ce preiau ăștia tine, că dacă nu te iau pe ăștia tine, înseamnă că n-ai nicio valoare. Așa. Deci, trebuie să știm lucrul acesta. Și atunci, colacul acesta, pâinea anului, se pune pe masă și se leagă picioarele mesei cu o sforă. Ce simbolizează asta? Că trebuie să fim la oaltă împreună. De ce colăcelul acela pe care îl luați dumneavoastră, făcut așa cum e făcut, este rău încătușat, adică luăm lumina. Așa. L-am pus, am prins întunericul, șarpele își mănâncă coada și am învins lumina, binele. Este lupta aceasta între rău și bine. Doamne ajută!